weekendul ce a trecut s-au mai clarificat lucrurile în Liga a 4-a. În etapa 17-a, Arena Alba Iulia a mai făcut un pas greșit, iar șansele ca să mai prindă barajul pentru Liga a 3-a sunt mici. Arena Alba Iulia a avut un meci greu la Abrud în fața Cuprii Romului. Abrudănii au fost la un pas de victorie după ce au deschis scorul în minutul 21 prin Sularea, dar Arena a reușit egalarea în minutul 72 prin Ciprian Brânză. Viitorul Sântimbru nu a avut emoții în partida de pe teren propriu în fața celor de la CS Ocna Mureș, pe care i-au învins cu 4-0, rezultat în urma căruia sântimbrenii urcă pe locul 3. Performanța Eghiu a reușit doar o remiză pe teren propriu în fața celor de la Dalia Sport Daia Română. Inter Ciugud a continuat evoluția bună din ultimele meciuri și a reușit o victorie la scor de neprezentare 3-0 în fața celor de la Energia Sășciori. Mureșul Vințu de Jos, revelația turului, a călcat strâmb acasă chiar în partida de inaugurare a noului gazon, pierzând cu scorul de 2-0 în fața echipei antrenate de Radu Andone, Olimpia Aiud. Înregistrarea partidei o puteți urmări marți după știrile Alba TV de la ora 18. Liderul Industria Galda de Jos a profitat de semieșecul celor de la Arena și a câștigat acasă cu scorul de 2-0, goluri marcate de Cernea și Baghiu, reușind să se desprindă la 6 puncte în fața principalei contracandidate la barajul pentru Liga a 3-a, Arena Alba Iulia. În clasamentul Ligii a 4-a, pe primul loc se află Industria Galda de Jos cu 42 de puncte, secundată de Arena Alba Iulia cu 36 de puncte și Viitorul Sântimbru, care a strâns 28 de puncte.